Vălul miresei. Era iar pace în munte. Brițeiul, împăratul, o cârmuia în tihnă, iar soața lui, Drăgana, îi dăruise și o copilă, frumoasă, bună, blândă, ca să le fie mulțumirea mai deplină. Crescuse mare fata și nu era ca ea, precât se povestește, nici una mai frumoasă pe lume, mai harnică, de inimoasă barem nici nu e de vorbit. Și apoi Lia, căci Lia se numea, era într-adevăr o fată vitează de muntean. Știa să călărească, știa să călărească la fel ca un flăcău. Ba mânuia și spada, știa să ridice și în mâini un buzdugan. Era gingașă fata, dar și vitează tare. Adesea împăratul se așeza în pritvor, privea crestele înalte și învăluite în ceață și se gândea astfel: deși ar găsi copila asta și vreun voinic de-al nostru care să o îndrăgească, să le las moștenire la rândul dragostea pentru munții ce ne-au lăsat strămoșii, ce fericit aș fi! Nu-i vorbă că primeștii nu mai erau ca cele de pe vremuri, zmeii nu se mai aflau afară de Tarița, sora temutului lăstuș pe care îl biruise chiar Brițeiu. De ea nu se știa decât că stă într-o văgăună, ascunsă, înfricoșată, și depunea ceva la cale sau ba, nu mai putuse nimeni afla. În scurt timp se ducea însă vestea în lume despre copila lui Brițeiu, la curți, pe alte meleaguri, pe unde erau tineri feciori de crai și regi, bătrânii sfătuiau: să ne aduceți, nore, așa cum este Lia, copila lui Brițeiu. Numai că împăratul Brițeiu nici nu vroia să audă să-i se ducă fata pe alte meleaguri. Nu-i vorbă că nici ea n-ar fi plecat, nu s-ar fi despărțit de munții din Biharia de bună voie. Dar craii ce, vroiau să știe de așa ceva? Trimiteau mereu vorbă, soli, crainici sau răvașe, și cereau fata. Ea, într-acestea, umbla pe munți, călare, îmbrăcată ca flăcău când era singură și în rădvan când se plimba cu maică-sa. Umbla ca să cunoască bine pe pădureni și pe bouari, să vadă fiecare colțișor de munte. Umbla. Și cum e vorba din popor că nu aduce anul, ci aduce ceasul, s-a întâmplat odată să plece Lia cu maică-sa Drăgana într-un răvan, încolo spre Murgașul, unde nu ajunsese fata să vadă, să cunoască. Au umblat ele toată dimineața, trecând pe la stâna de vale, văzând cascada Ghealumer. Au poposit la casa unui pădurean de-au ospătat ceva pentru amiază. Pe urmă, iarăși au plecat. Era o vreme însorită. Treceau prin văi și peste ape. Avea împăratul Brițeiu rădvan și niște cai, cum nu se mai văzuseră vreodată. Zburau ca zmeii peste râpe, peste creste. Munți și câmpii și ape erau scăldate într-o lumină dulce și nu se săturau împărăteasa și culia să se tot plimbe și să tot privească la stânci și la poiene înverzite. Și iată că înserarea pornise să le învăluie pe nesimțite în mantaua-i albastră și înstelată.
caii alergau pe crestele de munte, urcau și coborau, iar noaptea se făcea tot mai adâncă. Căutau să afle calea de înapoiere și n-o găseau. Nu o găseau pentru că vizitiul se rătăcise, greșise drumul și în loc să mâie caii către casă, se depărta gonindu-i dimpotrivă. I-a tot gonit și au tot călătorit pe alte drumuri decât acelea pe care le căutau, până ce au urcat pe un povârniș de piatră. Acii, pe când urcau, au zărit drept în față niște cărbuni aprinși, lucind în noapte. Să mergem într-acolo, a poruncit împărăteasa drăgana vizitiului. Poate or fi niscai oameni poposiți ce au aprins un foc. A dat deci vizitiul bici la cai, dar ce vedeau lucind nu erau nici cărbuni, nici oameni poposiți, era o ceată de urși ce veneau mormăind. Caii, simțind dihănile cum se apropie, s-au și speriat, înfiorați cu coamele zbârlite, s-au ridicat în câte două picioare, au nechezat și au început să sară prin munte, înnebuniți în fulgere albastre de copite. Au răsturnat rădvanul și, rupând șleaurile, au pierit prin pădure, târând cu ei și vizitiul ce ținea încă bine hățurile în mâini, tot vrând să-i potolească, pierzându-l cine știe unde, prin ce stânci. Să ne apărăm, să ne luptăm cu urșii, a strigat Lia, izbind cu umărul în ușa cea mare a rădvanului ca să o deschidă, văzând că singure în munte și n-au altă scăpare. Amândouă au pus după aceea de grabă mâinile pe câte un lemn pe care le-a rupt Lia, fata voinică a lui Brițeiu, din ușa împodobită a rădvanului și au fost gata pentru apărare. Urșii se apropiau, s-au repezit unul drept către fată, altul spre împărăteasă. Așa a început lupta. Lia lovea cu vitejie, dar maică-sa, drăgana, nu mai avea putere, era gata să cadă, când, iată, dintr-o dată s-a auzit un zgomot și, ca prin farmec, ursul, ce se lupta cu fata, a căzut într-o parte, lovit parcă de trăsnet. A căzut după aceea și cel pe care îl înfrunta drăgana. Ce se întâmplase oare? De sus, de pe o stâncă, un prea voinic flăcău care umbla prin munte văzuse întâmplarea. Caii fugind încolo, rădvanul răsturnat și urșii ce săreau cu amenințare. Văzuse tot și în grabă mare se apropiase de locul unde sta rădvanul. Și cum venea pe sus, pe coasta cea pietroasă, fără să mai piardă clipite prețioase, sărise de pe o stâncă de-a dreptul în spinarea ursului și îl izbise cu un topor de piatră, lovise și pe celălalt și cu toporul în mână gonea acum toți urșii. Viteaz flăcău și zdravăn, n-a trecut multă vreme și-a risipit toți urșii, i-a dat de-a rostogolul la vale prin prăpăstii, a pus după aceea mâna și-a ridicat rădvanul de unde căzuse, poftind pe împărăteasă și pe Lia înăuntru, ca să-și petreacă noaptea sub privegherea sa. Le-a dat apoi și țundra ce o purta în spinare, să se învelească ele și să aștepte astfel dimineața când el o să pornească să caute alți cai, să poată porni iară rădvanul mai departe.
s-au luat apoi la vorbă și mult s-a bucurat împărăteasa, aflând despre acel ce le scăpase viața, că nu e altul decât Gruieș, feciorul lui Andrei, care venea în noaptea aceea cu treburi de peste munte. El iar, la rândul său, s-a înveselit, aflând că are în fața lui pe împărăteasa lui Brițeiu și pe copila lui, pe Lia. Și Gruieș, plin de voioșie cum era, le-a tot spus glume, ele au râs, pe urmă au cântat și noaptea a trecut pe neștiute. Când ziua s-a ivit de peste creste, au auzit și un corn din depărtare. Era Brițeiu, ce-și căutase înfrigurat întreaga noapte soața și copila, și acum ajungea în aceste locuri. Gruieș tocmai dusese apă împărătesei ca să-și clătească obrazul și să-și-l răcorească. Lia îl însoțise până în vale și el o sprijinise să sară peste pietre, cu toate că era copila la fel de sprintenă ca ciuta. Ce șiretlic nu caută însă o fată când simte că e drag un tânăr? S-a lăsat sprijinită, deși nu avea de trebuință. Și el, flăcăul, a înțeles asemeni că a îndrăgit-o pe copilă, că fără ea i-ar fi de acum greu să-și ducă viața singur mai departe. A venit dară împăratul și soața lui, Drăgana, i-a arătat pe Gruieș zicând: acesta este acela ce s-a luptat cu urșii și i-a răpus, scăpându-ne cu viață. E fiul lui Andrei. Și apoi l-a luat Brițeiu, împăratul, în brațe pe flăcău, l-a sărutat cu dragoste pe frunte și i-a grăit astfel: de astăzi înainte ești, Gruieș, pentru mine ca și copilul meu. Fără de tine nu aș mai fi avut nici soață, nici pe Lia. Cere-mi orice răsplată și îndată ți-o voi da. Măria ta, a glăsuit și Gruieș, de vreo răsplată n-o să fie vorba, că noi pe aici pe munte, așa cum bine știi, suntem deprinși cu fiara. Încolo am de toate și tatăl meu la fel. Simt numai mulțumirea că ți-am dat ajutor. A plecat după aceea împăratul, luându-și cu el împărăteasa și pe Lia. S-au dus. Din drum a mai întors odată fata capul către Gruieș și așa cum l-a privit atunci, în dimineața aceea, Lia, el n-a putut să uite niciodată. Nici ea nu mai putea să-l uite pe flăcău. A început să fie îngândurată copila lui Brițeiu și tot privea încolo peste munte, parcă aștepta pe cineva, și nu știa că uneori flăcăul dădea târcoale palatului împărătesc de la aleul, dar nu îndrăznea să se apropie. M-o fi uitat, socotea el cu întristare, și ea în sine își zicea la fel: nu-și mai aduce el aminte de o fată ce-a întâlnit-o într-o noapte. N-a înțeles cât mi-e de drag. Amândoi gândeau astfel, visau unul la altul, dar nu mărturiseau. Și solii în vremea asta veneau din țări străine, veneau de cereau fata. Puțină vreme mai era și Lia trebuia să hotărască, dar nu-i plăcea nici unul dintre craii care o pețeau. Sta fata tot mâhnită și se uita în zare, privea spre trecătoarea care ducea din muntele aleul încolo către o pădure, unde aflase ea că locuiește Gruieș cu tatăl său. Ce e cu tine, fată? O întreba Drăgana. Ce s-a întâmplat? Răspunde-mi, pe cine tot aștepți?
Și astfel i-a tot vorbit împărăteasa, și pe încetul mai întâi o vorbă, pe urmă alta și alta, a spus copila tot. A spus că este drag flăcăul. Bine, dar el te îndrăgește? A vrut să știe împărăteasa, zâmbind cu îngăduință. Nu știu și teamă mie că m-a uitat, a murmurat copila suspinând. Tot cam pe atunci, Andrei, care își vedea și el feciorul umblând pe drumuri fără rost, vorbind în dodii câteodată, asemeni l-a întrebat. Cu tine ce este, măi băiete? Ia, ce să fie, i-a răspuns flăcăul, sunt nebun. Am îndrăgit pe fata lui Brițeiu împăratul. Ea nici nu știe. Și i-a spus tot bătrânului cum s-a întâmplat atunci în noaptea aceea. I-a povestit și de privirea ce-i aruncase la despărțire copila împăratului Brițeiu, privire care l-a săgetat în inimă, numai că ea, pe semne, nici nu-și mai amintește de flăcăul pe care l-a zărit numai odată sus în munte. O să vedem, a spus Andrei, și luând toiagul de drumeț, a și pornit către palatul lui Brițeiu. Unde te duci? A strigat Gruieș. Să stai aici de strajă, i-a răspuns Andrei. Mă duc după bucate peste munte. Și a plecat. Îl mai rodea și acum pe moș Andrei durerea că pe feciorul său cel mare, pe Paltiș, îl pierduse, pentru că îl vrăjise Brizana, fata Tariței. Vroia să vadă de asta dată cu ochii lui de nu-l pândește vreo amărăciune și pe feciorul său cel mic. A mers Andrei. Mergea încet, că nu mai era sprinten ca înainte, și a ajuns a doua zi pe seară la aleul. Se hotărâse să se sfătuiască întâi cu împăratul. S-a dus dară în fața lui și i-a vorbit scurt muntenește. I-a povestit despre feciorul său care a îndrăgit pe Lia, dar nu cutează să-i mărturisească, și l-a rugat să îi arate verde deschis ce crede el despre asemenea întâmplare. Se mânie sau are bucurie? A ascultat Brițeiu cuvântul lui Andrei și mult s-a înveselit. Așadar, iată, toate-s bune. La rândul lui, i-a povestit bătrânului Andrei cum doar puțină vreme mai înainte mărturisise Lia mamei sale că l-a îndrăgit pe Gruieș și tocmai era gata împăratul să-i trimită olăcari în Bohodeiul să vină să grăiască împreună ca niște cuscri buni cum or să fie. Și apoi, dacă e așa, a zis la urmă împăratul, ce fel de tineri sunt aceștia așa sfioși, să nu cuteze ei să-și spună unul celuilalt focul ce-i arde? De... parcă noi am fost cam altfel în vremea noastră. Ce zici, Andrei? Pădurile tăcute sunt și mai mari și lacurile în care nu se vede fundul sunt cele mai adânci, a zis în loc de alt răspuns bătrânul. Iubirea, care nu se strigă cu glasul tare la răspântii, e cea mai trainică. Așa e, am convințat Brițeiu, și fiindcă tu îmi ești tovarăș vechi de luptă, Gruieș al tău e un viteaz și fata mi este dragă ca ochii mei din cap. Eu zic să ne grăbim să facem nunta. Să ne grăbim,
și-a dat poruncă împăratul să se înfățișeze Gruie și Culia înaintea lor, a celor doi bătrâni. Au trimis dintr-o dată să vină Gruieș. În locul lui a rămas strajă la casele de piatră un oștean de la curte și a venit Flăcăul, plecându-se în fața lui Brițeiu, smerit. Așteaptă Oleacă la o parte, băiete, a poruncit feciorului său tatăl, bătrânul Andrei, să vină întâi fata. A venit și copila, călcând pragul sfioasă și toată îmbujorată. Poftește aici, copilă, a rostit de-astă dată Brițeiu, iar tu, Gruieș, vin colea lângă fată. S-a grăbit Gruieș să împlinească voia lui Brițeiu. Și acum, ascultați, a grăit împăratul, nu știu, sau mi se pare că voi v-ați îndrăgit odată, într-o noapte. Așa am auzit. Da, preaslăvite, da, tătucă, au răspuns amândoi, privind cam pe furiș unul spre celălalt. Și vreți să fiți alăturea la bine și la rău? Da, vrem, tătucă, au rostit într-un glas. Au râs atunci larg în bărbi și împăratul Brițeiu și Andrei. Ei bine, dacă-i astfel, a rostit împăratul, luați-vă de mână și fiți uniți pe viață, în cinste și credință, unul față de celălalt. Și Lia a întins mâna către dreapta unde se afla Gruieș. Flăcăul i-a cuprins-o, i-a strâns-o binișor. Vă binecuvântez, a zis Brițeiu, și eu, a răspuns Andrei, uitând deodată toată durerea lui cea veche. Atâta fericire nici nu crezuse Lia să poată să trăiască și Gruieș, bietul Gruieș, vedea că-i lângă dânsul fata ce o visase. Fetii îi venea să plângă de bucurie, iar Gruieș ar fi vrut să o prindă în brațe pe Lia lui cea dragă, dar tot nu cuteza. Copii, a mai spus împăratul, iată, suntem bătrâni, Andrei și eu asemeni, ne trebuie braț tânăr să ne urmeze și Gruieș este vrednic, cu el alăturea de tine, Lio, nu-mi este teamă că o să vină primejdii și nu le-o zbirui, ci eu și cu Andrei vom pune totul la cale pentru nuntă. Se spune că în clipita aceea mare de bucurie s-a auzit însă deodată un șuier. Șuierul a crescut și acolo, lângă tron, pe trepte, în fața Liei, s-a ivit o șerpoaică mare de un stat de om. A șuierat șerpoaica cu limbile ascuțite către Brițeiu. Te-ai bucurat degeaba, slăvite împărat. S-a încolăcit smeoaica, s-a răsucit odată și când s-a desfăcut în fața lor, era smeoaica blestemată, tarița, cu fusta numai zdrențe, cu părul numai șerpi. De când pândea tarița, de când tot aștepta să se răzbune și acum țipa. Hei, Brițeiu, poate ai uitat că ție m-am îmbiat odată de soață și tu m-ai izgonit.
Andrei, ce stă acolo, te-a ajutat. Ai vrut-o mai bine pe drăgana și ați răpus toți mei în frunte cu lăstuș. Dar uite, am rămas eu. Eu am să mă răzbun. Cum? Iată, veți vedea. Să pierd de aici, a strigat împăratul. Gruieș s-a ridicat și s-a îndreptat spre ea. A vrut să o prindă pe tarița de coadă și să o azvârle afară, dar când a întins mâna, l-a și mușcat un șarpe din părul ei. Gruieș a căzut jos. Tarița s-a plecat, l-a luat îndată în brațe și amândoi s-au prefăcut într-un fum înecăcios care a început să piară pe fereastră. S-a auzit în urma lor numai un hohot și un glas care zicea: ți-am luat, Lio, pe Gruieș. Tatăl tău nu a vrut să-mi fie mire, îmi va fi dragul tău și niciodată n-ai să-l mai revezi. Ha, ha, ha! Se prăbușise Lia jos, zdrobită, se prăbușise pe podele și plângea. Brițeiu cu drăgana și cu Andrei căutau să-și țină firea, să nu mărească deznădejdea fetii, dar copleșise amarul tot palatul, toți munții mai pe urmă. S-au ridicat bărbați viteji atunci și au plecat să o caute pe Zmeoaică, să-l aducă înapoi pe Gruieș. Au fost la Văgăuna unde-și avea să lași Zmeoaica. Au colindat toți munții pe de-a rândul. Mult timp au colindat zadarnic și n-au putut să afle nici o ură. Pe urmă însă Lia s-a gândit: cu toate că e fată, este totuși voinică și dragostea-i va da putere și mai multă. Să plece ea mai bine singură, să-l caute pe acela ce trebuia să-i fie mire. S-a sculat de pe lavița unde zăcuse plângând, s-a șters la ochi și a venit în fața lui Brițeiu, care stătea pe tron, ascultând vestea adusă de bărbații ce colindaseră prin munte. Tătucă dragă, a zis Lia, te rog să-mi îngădui să plec eu de asta dată după Gruieș. Taci, fata mea, a spus Brițeiu, cum spui tu vorba asta? Au fost bărbați viteji, isteți și fără frică și n-au putut să facă nimica, dar mite o copilă ca tine. Și alții s-au luptat să o scape pe drăgana, pe mama mea, din gheara zmeului lăstuș și n-au putut, ai izbutit doar tu. Îngăduiem și mie să o caut pe tarița și să o birui, cum ai răpus tu pe lăstuș. La astfel de cuvinte, Brițeiu n-a mai avut ce spune. Văzuse și el bine că fata lui nu prea știa de frică și ori de-i va da voie, ori de nu, ea va pleca. A chemat dară pe drăgana, pe soața lui. I-a spus că a hotărât să-și lase copila să plece. Drăgana a rugat-o și ea pe fată să rămână, dar Lia a rămas cu totul neclintită. Vreau să plec chiar acum, pe loc, a zis copila. Și neavând ce face alta, Brițeiu a dat poruncă să îi se aducă fetii calul lui Murg, calul fermecat pe care îl primise în dar de la împăratul Sorin, bunicul Liei, și care îl ajutase odinioară în lupta lui cu zmeii.
Bine că mă mai scoateți și pe mine din grajd, că-mi amorțiseră picioarele cu totul, a rostit murgul când a ieșit din grajd afară. S-a repezit după aceea în munte, a mâncat iarbă de pe o poiană, a băut apa unui lac, a prins putere, a zburat apoi până în cer, a păscut un imaș întreg de stele și s-a întors zicând: acum, Lio, poți să mă încaleci, să-mi spui și unde să te duc, cu cine vrei să lupți. Vreau ca să o aflu pe zmeoaica Tarița și să o răpun, i-a răspuns fata. Bun, poruncește-mi dară încotro să o iau și cum să merg, să alerg pe munte cu piciorul sau să-mi desfășor aripi prin văzduh. I-a dat și Andrei fetii la plecare toporul ce-l avusese gruieș ca armă pentru luptă. Tu ești mireasa lui, ai singură căderea să porți toporul lui de pădurean, să lupți în locul lui, a zis bătrânul cu glasul stins de suferința ce o îndura. Împărăteasa Drăgana a dat și ea copilei o cununiță vrăjită ce o avea, pe care, de o punea pe cap, se și făcea îndată nevăzută. A mulțumit Lia pentru tot ce primise și, încălecând pe murgul fermecat, i-a dat poruncă să pornească iute, călcând pe munte cu piciorul, să poată cerceta stâncă de stâncă, coclaur cu coclaur, să vadă, poate, o afla vreo urmă de-a lui Gruieș. Și-a străbătut copila lui Brițeiu munții în sus și în jos, de-a lungul și în curmeziș, bătând potecă de potecă, pădure de pădure, zburând apoi pe sus și cercetând cu ochii întreaga zare. A cercetat fie ce colțișor, fie ce trunchi, a scociorât prin peșteri și prin băgăuni, nimica. Urma lui Gruieș n-a putut să o afle și nici pe Tarița nu știa nimeni să spună unde ar putea să se ascundă. Din văgăuna-i de sub munte pierise, zadarnic întreba pe fiecare. Plecase fata în miezul verii, când înfloresc pe munte macii și bujorii. Venise apoi iarna, cu haina sa neîntinată de zăpezi, și acum înfloreau iar flori albastre și roșii de tămâioară și de garofițe. Venise peste pajiști primăvară. Nu știa biata Lia ce să facă, pe unde să mai umble. Tot rătăcind așa prin munte, a urcat într-o seară copila cu calul ei pe un povârniș de piatră și iată că a ajuns pe o câmpie întinsă ce era mărginită de o pădure. Lia și-a amintit că e câmpia unde-i scăpase Gruieș viața de urși. Acolo ei stătuseră de glume o noapte întreagă și se îndrăgiseră amândoi. Și a simțit că o cuprinde mai tare dorul de Gruieș, a podidit-o iarăși plânsul și a plâns, a plâns, a suspinat și a stat așa mult timp gândindu-se la tot ce se întâmplase. Și cum se făcea noapte, copila a aprins un foc sub streașina pădurii și s-a culcat să se odihnească, lăsând murgul de strajă. De-o fi venind primejdie de undeva, murgul pe dată necheza și o trezea din somn să fie gata pentru luptă. S-a culcat Lia încă suspinând. De obosită ce era, a și furat-o îndată somnul. A adormit și în somn a început să viseze un vis ciudat.
venise în fața ei un omuleț cu trupul mic, cu capul mare și o barbă albă lungă, și se făcea că omulețul o mângâia pe cap. "Nu fi mâhnită, Lia," zicea el, "gruieș al tău trăiește." "Trăiește? Unde-i?" îl întreba fata prin somn pe omuleț, iar omulețul îi zâmbea și arăta cu degetul încolo, către muntele Buteasa. L-a preschimbat tarița într-o scoică, l-a așezat pe fundul râului Drăganul. "De ce? De ce a făcut zmeoaica asta?" se frământa prin somn copila lui Brițeiu. "Pentru că știe o taină, tarița," i-a răspuns omulețul, "de va putea să ție în stăpânirea ei vreme de 7 ani pe unul dintre aceia ce au biruit pe zmei, așa cum este gruieș, și în acest răstimp să facă vrăji asupra lui, de va putea apoi să ia și viața, Lăstuș va învia. Cu zmeii lui va pune iară stăpânire peste Biharia." "Și în care parte a râului se află gruieș?" a întrebat prin vis copila. "Acolo unde apa curge în dreptul morii zmeilor," a grăit omulețul. "Tu cine ești?" a vrut să știe fata, "de ești atât de bun și ții cu mine." "Sunt spiridușul munților," a rostit omulețul și a început să râdă. "Hi-hi-hi-hi! Și de-ai să ai nevoie, eu iar am să te ajut." Fata atunci s-a deșteptat din somn. Era spre dimineață. Din spiriduș nu rămăsese nicio urmă, doar niște brumărițe cântau sus în copac, dând slavă zilei. Cirip, cirip, cirip. Cirip, cirip, cirip. "Să fie doar un vis deșert, sau spiridușul mi-a făcut un semn, mi-a arătat într-adevăr taina zmeoaicii," s-a întrebat în sine Lia. "Orși ce-ar fi, eu trebuie să încerc." S-a limpezit pe chip cu apă rece dintr-un izvor care curgea acolo mai în jos și a pus la brâu toporul ce îl purtase înainte gruieș, a încălecat pe murgul fermecat și a poruncit: "Hai, murgule, să mergem spre moara zmeilor." "Cum să te duc, stăpână?" a întrebat-o murgul. "Pe munte cu piciorul sau prin văzduh cu aripi?" "Prin văzduh, murgule, să ajungem mai degrabă." Murgul și-a întins aripi și a început să zboare. N-a zburat mult. Cum au trecut de lacul zânelor, a și văzut copila ieșind dintr-o poiană, un fum înalt și gros. "Arde pădurea," s-a gândit copila, "să mă cobor și să sting focul." A dat poruncă murgului să se coboare, dar când au ajuns pe poiană, fumul acela gros și necăcios s-a prefăcut în fiară, s-a prefăcut în râs, și râsul s-a repezit spre gâtul calului cu colții gata s-o sfâșie pe copilă. Ea nu s-a înspăimântat, a ridicat în sus toporul lui gruieș și când a dat odată cu sete, a și tăiat râsul în două. Numai că fiecarei părți tăiate, i-a crescut într-o clipă restul și dintr-un singur râs s-au făcut doi. Unul a sărit dintr-o parte la ea și altul din cealaltă. Nici de asta dată nu și-a pierdut Lia curajul. A lovit cu iuțeală într-o parte și într-alta, a tăiat râșii amândoi
doi în jumătăți, dar jumătăților le-a crescut restul, s-au făcut 4 râși, i-a tăiat și pe aceștia, s-au făcut 8, s-au mulțit de 2 ori pe atâta și ei, de 4 ori, de 8 ori și tot așa țâșneau din toate părțile, săreau de prin copaci, de jos și de pe lături, din față și din spate, o înconjurase răpelia și ea lovea, lovea, se lupta bărbătește, dar râșii hohoteau țipând în jurul ei și o năpădeau cu ghearele și colții. Oricât lupta de vitejește Lia, după puțină vreme fiarele ar fi sfâșiat-o. Atunci și-a dat și fata seama că este acolo mână de zmeoaică. Și într-adevăr, tarița făcuse vrăj, văzuse pe Lia că vine către locul unde îl ținea pe gruieș și, prefăcându-se în râs, se repezise înaintei să o răpună. Deodată Lia și-a amintit că are cununița fermecată pe care o primise la plecare de la măicuța sa și, înțelegând că de o să lupte mai departe, o să fie biruită, și-a pus pe creștet cununița. S-a făcut nevăzută cu cal cu tot. A stat așa un timp, până ce râșii care o năpădiseră s-au risipit. Și-a luat pe urmă cununița de pe creștet, a dat poruncă murgului să zboare mai departe. Au mai călătorit așa o vreme, dar n-au călătorit prea mult și abia trecuseră de stâna cea de vale, c-a văzut Lia de astă dată nu fum, ci foc adevărat într-o pădure. A coborât să-l stingă. Când colo, iată, focul s-a preschimbat într-o năpârcă, năpârcă mare, groasă, cât un copac. S-a repezit la fată șuierând și-a dat pe dată seama Lia că năpârca e tot tarița, dar n-a vrut să se dea bătută. Putea cei drept să-și pună iar pe frunte cununița să scape de orice primejdii. A vrut însă copila viteaza lui Brițeiu să o înfrunte pe zmeoaică, să o biruiască și a tăiat-o în două cu toporul pe năpârcă. Dar tot ca întâia oară, celor două părți le-a crescut restul și s-au făcut 2 năpârci, le-a tăiat iar în două, s-au făcut 4, 8, foia pădurea de năpârci ce șuierau, se încolăceau, se îndreptau spre fată cu limbile otrăvite, nu voia Lia să se lase, tot mai nădăjduia ca să le nimicească și se lupta, s-a tot luptat zile și nopți în șir, numai când a văzut că o să fie înghițită de năpârci dacă o să lupte mai departe și-a pus pe frunte cununița de la drăgana. S-a făcut nevăzută. A stat un timp așa până ce toate năpârcile acelea s-au risipit. A pornit apoi mai departe, poruncind murgului în acest fel: de acum, murgule, orice fum, orice foc o să zărim prin munți, să știm că nu-i decât vreo viclenie a zmeoaicii și noi să ne vedem de cale mai departe, să ajungem mai degrabă la moara zmeilor. Bine, stăpână, a răspuns calul și a pornit ca vântul și ca gândul spre locul poruncit. Pe drum au văzut fumuri și focuri, știau însă că nu-s decât înșelăciuni de ale tariței. Au tot zburat până ce, într-o vale, a început să se zărească fâșia sclipitoare a râului Drăganul. Deasupra râului plutea un nor, dar norul s-a învălătucit și din mijlocul lui s-a repezit o pasăre de pradă către Lia.
Nu era însă o pasăre ca oricare, era un vultur mare cât un urs, cu ghearele ca niște cângi, cu ciocul lung, tăios ca paloșul. S-a năpustit să o smulgă pe copilă de pe cal, ea nu a vrut să fugă de luptă nici acum, a ridicat toporul, a lovit pasărea aceea uriașă ce croncănea înverșunată și a tăiat-o în două. Știa prea bine că izmeoaica, dar tot nădăjduia măcar de data asta s-o biruiască și a primit lupta. La fel ca râsului, la fel ca și năpârcii, i s-au împlinit și păsării acestea de pradă iar cele două jumătăți și în fața Liei au fost două păsări. Pe urmă 4, 8, 100, atâtea păsări se roteau că se negrise parcă pe deasupra fetei cerul. Ce să fac, murgule? A întrebat atunci Lia calul fermecat. De n-am să birui nici acum, nu pot să mă cobor la râu, nu mai ajung să-l văd pe Gruieș niciodată. Ehei, stăpână, a zis calul, de când aștept eu să mă întrebi? Uite, între păsări, vezi una mai mare decât celelalte, cu ochii verzi și răi strălucitori ca de jăratic? O văd, a răspuns Lia, aceea e cu adevărat tarița. Și celelalte murgule ce sunt? Sunt numai umbre de ale ei, însuflețite prin vrăjitorii. Și ce să fac, cum s-o lovesc? A vrut fata să știe, luptându-se fără încetare. În pasărea cea mare să izbești, dar nu s-o tai în două, ci doar să-i retezi capul. Așa a făcut Lia, a tot luptat. Pasărea cea mare se repezea la fată învâjuit de aripi, căutând s-o prindă în gheare, s-o zvârle de pe cal sau s-o lovească în cap cu ciocul și s-o omoare. Lia nu se lăsa nici ea, lovea cu îndârjire, murgul se avânta în zbor ca gândul. Deodată, nu știu cum, tocmai pe când simțea copila că-i sunt puterile aproape pe sfârșite, i-a venit pasărea mai la îndemână, a izbutit să-i dea o lovitură măiestrită. Nu a putut să-i taie capul, așa cum socotise ea, dar a izbit-o drept în creștet. Și pasărea a dat un țipăt, iar glasul i-a sunat ca al zmeoaicei, s-a preschimbat apoi în nor precum fusese, în nori s-au prefăcut și păsările celelalte și vântul cum bătea risipea norii, îi ducea peste munte. Nu ai răpus-o încă pe zmeoaică, a spus calul, dar ai lovit-o bine, a trebuit să fugă. Să coborâm dară pe țărm, s-a veselit copila lui Brițeiu. Să coborâm, numai să bagi de seamă, zmeoaica are să se întoarcă. Și calul a început să zboare lin către pământ. A pus Lia piciorul în locurile acelea unde știa că se găsește Gruieș. Răzbise cum răzbise până aici, dar ce să facă oare mai departe? Nu mai știa nici calul să-i dea sfat. Cum oare putea să găsească în fundul râului Drăgana o scoică? Între atâtea mii și mii de scoici, ba încă s-o cunoască de e sau nu mirele ei. Și totuși a intrat în apă Lia, lăsându-și pe țărm murgul, s-a cufundat de sub unde, a căutat printre pietre și prin nisip, a strâns grămezi de scoici, dar ele stăteau mute și fetei nu avea cine să-i spună dacă se află Gruieș printre ele. Prin apă pluteau pești, pești mulți, nenumărați, tot fulgerau prin unde. N-avea altă scăpare copila decât să roage peștii să o ajute.
A început să-i roage, să le spună tot păsul care îl avea, povestea ei cea tristă, iar peștii săgetau în apă prin fața ei, nu se oprea însă nici unul să o asculte. Și nu îndrăzneau să vină către maluri și, auzind glasul Liei, mai rău se înspăimântau. A tot stat astfel fata pe țărm zile lungi, nesfârșite, ce n-a făcut să afle pe dragul ei? De pești cât s-a rugat, cât a notat prin apă, cât nu a scotocit prin maluri, pe sub unde, degeaba totul. Atâta drum făcuse, luptă și osteneală pentru nimic. Tot tarița zmeoaica era mai tare. Și cât era Lia de îndrăzneață, de vitează, până la urmă era și ea tot o copilă. A început să plângă și a plâns o zi, o lună, un an, atât a plâns că se muiau și pietrele de mila ei, de fierbințeala lacrimilor sale, și a plâns atât de mult copila lui Brițeiu că, până la sfârșit, izvorul lacrimilor i-a secat și Lia și-a pierdut lumina ochilor ei albaștri și senini. Dar chiar așa, cu ochii stinși, ea rămăsese acolo pe țărm, jelind încetinel, și se gândea că stă pe țărmul apei, unde Brițeiu, tatăl său, bătuse odinioară pe lăstuș și-și câștigase dragoste drăganei, iar ea, copila lui Brițeiu, stă azi neputincioasă în fața blestematei de zmeoaice. Sta fata și plângea fără vedere și numai glasul sorei lui lăstuș al tariței se auzea. Credea Ilio că m-ai răpus, lovind în mine cu toporul în văzduh. Credeai că ai să-l găsești pe Gruieș, amarnic te-ai mai înșelat. Eu te-am lăsat numai să suferi și să plângi, și acum a venit vremea ca să pieri. A auzit copila glasul cel rău și ascuțit, a vrut să pună mâna pe toporul pe care îl avea încă la ea și să se apere dacă va fi nevoie, dar tarița a îmbrâncit-o în apă și fata a căzut sub unda rece, tocmai în locul unde apa se izbește de niște pietre înalte și rotunde și curge mânioasă către vale. S-a lovit Lia rău de pietre și a pierdut simțirea. Apa a luat-o în jos și poate că s-ar fi sfârșit atunci cu viața Liei, de nu ar fi fost peștii. Ei au văzut-o pe zmeoaică îmbrâncind pe fata care plânsese atât pe țărm. Peștii s-au repezit cu toții și-au înșghebat o punte lucitoare din trupurile lor. Și luând pe fata ce se afla în nesimțire pe această punte, au plutit iute și fără niciun zdruncin către palatul împăratului cel mare al peștilor. Cum au ajuns la porțile palatului, Omreană, ce se afla în frunte, a bătut tare să îi se deschidă. Un lipan cu mustață lungă, care era atunci străjer, a deschis poarta. Mreana i-a povestit ce s-a întâmplat și atunci străjerul le-a dat voie să treacă. În sala tronului, clădită toată din pietre prețioase, pe un jilț înalt, cioplit dintr-un smaragd, sta însuși împăratul, un pește mare cu solzi lați de aur. Peștii au adus fata și au așezat-o încet pe trepte în fața tronului împărătesc.
mișcând din aripioare, au început să povestească apoi cu toții dintr-o dată cum au văzut-o pe zmeoaică zvârlind copila în apă. A ascultat în liniște împăratul ce-i povesteau supușii, s-a gândit apoi bine și a poruncit: duceți-vă în grabă la marele paharnic, am eu la el un șip cu o licoare vrăjită, să umeziți buzele fetei cu acea licoare ce se află în șip și n-o să aibă nici o suferință pentru că se găsește în apă. O lostriță s-a repezit îndată la marele paharnic, a adus în bot șipul, mreana l-a răsturnat cu aripioarele dibace și a umezit puțin buzele liei. Atunci obrajii palizi ai copilei au început să capete din nou culoare și să se rumenească. Au umezit încă puțin buzele liei cu acea licoare minunată și inima copilei a început să bată iute, iar pieptul să-i palpite. S-a auzit și un oftat și Lia, care nu vedea nimica, a început să întrebe ușor de tot, în șoaptă: unde am ajuns? Cine se află lângă mine? Acum ești sub apa râului Drăganul, i-a răspuns cu blândețe împăratul, dar nu te înspăimânta, peștii, supușii mei, îți duc de grijă, să ne spui însă pentru ce te aruncați meoaica jos în râu. Și a început sărmana Lia să povestească tot ce i se întâmplase de când pornise de acasă, căutând pe dragul său. Și pe măsură ce asculta povestea, se mânia împăratul tot mai tare. Când a rostit copila cea din urmă vorbă, s-a ridicat chiar împăratul de pe tron și a dat poruncă: voi, mrene, lostrițe, lipani, păstrăvi și orice fel de pești ce vă aflați aici în apă, plecați pe dată și căutați tot râul, să nu vă întoarceți până n-oți afla pe pădureanul preschimbat în scoică și pe zmeoaică, pe tarița cel veghează. Au plecat peștii înotând și-au scotocit prin apă, pe sub pietre, în gropi, au străbătut tot râul cât este el de lung, vreo 7 zile. Către sfârșitul zilelor acestora s-a adunat în fața tronului cel verde de smaragd al împăratului întreg poporul peștilor. Duceau cu ei o scoică și un rac mare, roșu întunecat, cu foarfece ascuțite. Au povestit după aceea peștii cum au scotocit ei fiecare ungher al râului și cum au prins racul acesta roșu, căutând să ascundă scoica sub o piatră. Au întrebat racii din râu și ei au spus că racul cel mare nu e altceva decât zmeoaica prefăcută. Au întrebat și scoicile și ele au spus că scoica cea mică e doar un pădurean ce a fost schimbat prin vrajă de zmeoaică. Așa au adus, iacătă-i pe unul și pe celălalt, în fața împăratului, la judecată. A dat poruncă împăratul să fie pusă vrăjitoarea la cazne, ca să mărturisească. S-au grămădit toți peștii și au pus racul cel roșu sub menghina de pietre și atunci racul a început să spună că el este, într-adevăr, smeoaica tarița, care ținea sub apă pe gruieș, preschimbat în scoică. E timpul așadar să dăm dreptate copilei, a spus rar și cu înțelepciune împăratul cel mare al peștilor. Tu, smeoaică, să prefaci iară scoica în pădurean, precum a fost, de unde nu, aci îți sfârșești viața sub menghina de piatră.
Asta nu am să o fac orice ar fi să se întâmple, s-a înverșunat Tarița. Având astfel răspuns, a făcut împăratul semn peștilor să strângă la menghină și să tot strângă. Din când în când întreba pe Zmeoaică: ce zici, Tarițo, te supui? Ai să prefaci la loc pe scoică în pădurean? Nu mă supun, zicea Tarița. Nu? Bine, de-i astfel strângeți iară la menghina de piatră. Și peștii toți strângeau mereu, până ce, nu știu cum, a pleznit inima Tariței și apa s-a negrit de acea otravă ce era strânsă în sângele Zmeoaicei. Când undele s-au limpezit și s-a văzut ce este în preajmă, a luat iar împăratul peștilor cuvântul. Dreptatea s-a împlinit, a rostit el. Zmeoaica, ce-a făcut atâtea rele pe lume, a pierit. Dar Gruieș, a întrebat Lia cu ochii stinși, Gruieș al meu pe unde este? Abia atunci a văzut împăratul că s-a pripit strângând în menghine prea tare pe Zmeoaică. Doar ea, care îl schimbase pe flăcău în scoică, putea să-l facă iarăși om la loc, precum fusese. Ce este acum de făcut? Se întreba cu supărare împăratul și, ca să poată lua o hotărâre înțeleaptă, a poruncit să îi se adune în jur curtenii, un păstrăv, un lipan, o mriană și o lostriță bătrână, dar isteață. S-au sfătuit o zi, o noapte și iar o zi și nu puteau să ia o hotărâre. Până la urmă și-a amintit tot lostrița bătrână că a văzut nu prea de mult pe spiridușul cel bun al munților plimbându-se pe țărmul râului Drăganul și ar fi bine poate să-l întrebe de vreme ce i-a făgăduit Liei care să o ajute la nevoie. Au luat dar hotărârea să-l întrebe pe Spiriduș și l-au căutat, l-au tot căutat zile și nopți, până la urmă l-au găsit. Se așezase pe o piatră mare ce se afla în josul râului, pe țărm, și sta la soare. I-au spus în grabă peștii întâmplarea, l-au întrebat ce trebuie să facă. Iar spiridușul, mângâindu-și barba, le-a grăit să plece fata până la Alina să-i ceară ajutorul. Acolo, în lacul zânelor, sub ape, cresc florile iubirii și poate va afla cu ele zâna leac să-i vindece durerea Liei. Și-au plutit ca vântul peștii până în palatul împăratului cu solzi de aur. Au povestit ce-i sfătuise Spiridușul. Atâta i-a trebuit copilei lui Brițeiu să audă. A cerut peștilor să o călăuzească afară din apă și l-a rugat pe împărat să-i dăruiască scoica în care preschimbase Zmeoaica pe fiul lui Andrei. Afară mă așteaptă murgul fermecat, a mai spus Lia, și el o să mă ducă în zbor până la lacul zânelor. Dar murgul nu era pe mal. El așteptase ce așteptase, apoi, crezând că fata s-a necat în apa râului, plecase să-l vestească pe Brițeiu. A strigat dar Lia murgul, l-a tot strigat o vreme, când a văzut că nu-i răspunde, a înțeles că a plecat să ducă vestea celor de acasă. Dar chiar așa, fără de cal, nu și-a pierdut curajul. A mers pe jos, fără vedere, trecând toți munții și întrebând din om în om încotro este drumul spre lacul zânelor. Și ce e drept,
mereu, mereu întâlnea fata câte un om, vreun pădurean sau vreun boar, care o ajuta să meargă mai departe, sprijinind-o de mână, călăuzind-o prin munți. Ea nu știa însă că oamenii care ieșeau în cale și o tot călăuzeau erau de fapt doar unul și același, spiridușul, ce-și schimba mereu glasul, vroia să vadă cât de tare-i fata. Așa a ajuns ea până la lac. Acolo s-a plecat deasupra apei, a strigat pe Alina. Până la miezul nopții nu i-a răspuns din apă nimeni. Numai la miezul nopții s-a ridicat Alina, plutind deasupra apei. Era împreună cu dragul ei, Mitvei. Ei au ieșit din unde și s-au urcat pe țărm. Au luat-o amândoi pe Lia de câte o mână, au dus-o până la un jil scobit în trunchiul unui brad. Aci au așezat-o pe copilă. A sărutat Alina ochii stinși ai fetei îndurerate și a scos după aceea zâna din păr o floare și i-a atins cu ea pleoapele obosite. N-a trecut mult și mai întâi, ușor, ca în ceață, pe urmă tot mai bine, a zărit Lia cu ochii lumina si de fie a lunii. A zărit pe Mitvei și pe Alina. Cum i-a văzut, a sărit de pe jilț, a căzut înaintea zânei și a început să o roace. Alino, fie-ți milă, și tu ai suferit pentru Mitvei, ajută-mă să-l pot preface în om pe Gruieș din scoica asta rece, ajută-mă! Aș vrea să te ajut, a spus Alina, numai că-i tare greu, copilă. Nimic nu e mai greu decât să sfar în vraja cea ticluiți meoaica, făcându-l pe flăcăul lui Andrei o scoică. E tare greu, surioară, a rostit cu mâhnire și Mitvei, ar trebui să treci printr-o primejdie de moarte. Nimic nu mă înspăimântă, a mai spus Lia, înfrunt orice. Mai află, dar, a grăit zâna, mângâind părul fetei ce îndurase atâtea suferințe, că ar trebui să aprind aici, în poiană, 7 ruguri. Sunt cele 7 ruguri ale iubirii și până în zori să arzi cu mâna ta la para lor scoica aceasta pe care o ai în palmă. Numai că tare mi-este teamă pentru tine, Lio. Aprinde rugurile, zâno, a rostit Lia, sunt gata să pătrund în flăcări. A vrut să o înduplece la rândul și Mitvei, spunându-i că ar putea să-și piardă viața, dar Lia s-a rugat din nou, aprinde focurile, Alina. Te înțeleg, copila mea, a spus Alina, așa e când iubești cu adevărat. Și zâna și-a desprins atunci din părui alte 7 flori, le-a zvârlit în cerc pe toate 7. Și-au început să ardă 7 ruguri mari în vâlvătaie. Ardea în vulvori parcă poiana întreagă și limbi de foc se încolăceau, dar Lia nu le-a luat în seamă. A alergat spre rugul cel dintâi și a întins palma, la cel de-al doilea pe urmă, simțea cum focul o cuprinde. Nu s-a lăsat zdrobită de dureri, a mers și către cel de-al treilea. Credea că va cădea, numai că dragostea i-a dat puteri. S-a îndreptat spre celelalte 3 și a ajuns la cel din urmă. Când a ajuns și aici, s-a prăbușit. Trecuse toiul nopții, Alina și Mitvei nu mai erau. A ridicat-o însă în brațe Gruieș.
pentru că vraja se sfârșise și scoica se schimbase în flăcău. A ridicat-o gruieș și a dus-o pe draga lui mireasă prin munți ca pe o povară scumpă până la stâna cea de vale. A dus-o la izvorul cel de gheață și a stropit cu apa lui chipul și brațele. Abia atunci Alia s-a trezit, izvorul minunat de gheață o lecuise. Tocmai veneau atunci prin munte Brițeiu, împăratul, cu soața lui, Drăgana, și cu Andrei. Lor le dusese vestea murgul fermecat și apoi plecaseră părinții la olaltă să lupte cu zmeoaica, să-i scape de sub gheara ei pe Lia și pe Gruieș. Erau trudiți pentru că îi căutaseră prin munte peste tot, dar oboseala li s-a risipit când i-au văzut pe Gruie și pe Lia cea frumoasă, teferi și sănătoși, iubindu-se mai mult ca și oricând. Și după cum se poate lesne închipui, a pus la cale împăratul numai decât și nunta, o nuntă mare pe câmpia unde o văzuse întâia oară Gruieș pe copilă și unde se îndrăgiseră amândoi. A fost o nuntă așa de mare cum nu se mai văzuse în lume și surle, trâmbițe și ceteri porniseră să sune, să vestească această mare bucurie. Aflaseră toți pădurenii de întâmplare și hăuleau voioși prin codri, iar boarii așa se veseleau că zguduiau cu jocul lor toți munții și masa cea de nuntă a fost întinsă după obiceiurile străbune 3 zile și 3 nopți. Către sfârșitul ospățului se zice însă că împăratul peștilor, care fusese și el poftit, s-a apucat să închine o cupă cu vin în cinstea mirilor. A ridicat dar în sus cupa, ținând-o bine cu aripă, dar cum el nu era obișnuit cu vinul și cum era șoleacă amețit, i-a lunecat deodată cupa pe solzii cei lucioși de aur. Cupa era de sticlă și a pornit zângănind să se răstogolească pe un povârniș de piatră. Vinul a început să curgă din cupa sfărâmată. Mesenii au tăcut. Era o vorbă veche care spunea că de se sparge o cupă și mai ales la nuntă ar fi semn rău. Iar împăratul peștilor, de teama relei prevestiri, a amuțit cu închinăciunea. Să nu urmeze vreo nenorocire, se gândea fiecare, numai că tot atunci, precum se povestește, s-a sculat de la masă zâna Alina, ce sta alăturea de dragul ei Midvei. Îi ajutase spiridușul munților să poată veni și ei la nunta Liei. Alina a făcut semn zânelor, ce se aflau și ele la ospăț, să înceapă dansul pe câmpie. Și în timp ce zânele danțau, Alina a desprins vălul de mireasă de pe capul Liei și vălul l-a aruncat întins deasupra cupei sfărâmate. Îndată, de acolo a țâșnit un izvor, a cărui apă dulce era albă de spumă și se asemuia în noapte cu vălul de mireasă al Liei. Urzesc ca apa asta să fie fermecată, a spus zâna Alina, și acelora ce se îndrăgesc cu adevărat, băieți și fete, șorbea din apa asta, eu le urez să aibă numai fericire și să rămână de-a pururi împreună.
să fie fericiți și să rămână de-a pururi împreună. Au strigat la olaltă nuntașii înveseliți de vorbele Alinei, iar apa o numesc Vălul Miresei, a mai grăit Alina, așa să se numească. S-au bucurat cu toții și fiecare a sorbit din apa cea limpede. Așa a fost. Gruie și Lia au trăit după aceea la olaltă ani mulți, îndelungați. Zile au avut senine, mulțime de copii au venit mai târziu, unul mai drag și mai frumos ca altul. Brițeiu, când a îmbătrânit, nu a mai vrut să fie decât bunic. A lăsat dară scaunul lui Gruieș împăratul, iar în câmpia unde a avut loc nunta au tot venit pe urmă, precum zice legenda, în anii ce au urmat, tineri ce se îndrăgeau, veneau să soarbă apa urzită de Alina, să dea noroc iubirii. Și apa cea vrăjită le aducea noroc în dragoste și fericire, așa se povestește. Bătrânii spun însă și astăzi că adevărul se află întotdeauna în tâlcul din legende. Și cine vrea, îl poate afla. Sfârșit de poveste. De cum a trăit cântărețul legenda cea din urmă, s-au tulburat iar apele oglinzii fermecate. S-a auzit un zgomot mare și el s-a pomenit deodată la poalele acelui munte de unde pornise, pe o poiană înflorită, în vreme ce deasupra, pe stâncile ascuțite ale Bihariei, se aprindea focul de aur al revărsatului de zori. De sus, din munți, se coborau ținând lăutele pe umeri alți cântăreți. Erau aceia care fusese răschimbați în bolovani cu mult timp înainte și cărora acum moșneagul le dăduse iarăși viață. I-au mulțumit cu toții lui Șipot pentru cântecele lui ce-i făcuse să scape de pedeapsa moșneagului. Iar Șipot și-a înstrunat lăuta și a început să povestească. A început să cânte legendele Bihariei, așa cum le trăise în peștera moșneagului, așa cum le văzuse și le auzise în oglinda fermecată. În jurul lui s-au adunat bouari și pădureni, l-au socotit de-al lor. Dacă a avut moșneagul în tine credință, dacă ți-a arătat oglinda fermecată, au zis ei, clătinându-și pletele pe umeri, înseamnă că ești de-al nostru. Și a plecat Șipot în lume, povestind legendele ce le trăise în oglinda fermecată, acestea și altele ce noi nu le mai știm. Oamenii-l ascultau și nu se săturau să tot audă poveștile de odinioară precum le cânta el. Vroiau să-l răsplătească pentru aceasta, să-i dea ce aveau mai scump. El nu lua decât zâmbetele acelora ce se îndrăgeau și mult se bucura când îi vedea fericiți. A colindat lumea întreagă Șipot, cântând legendele străvechi ale Bihariei, poveștile de dragoste ale Bihariei.
Acum cântărețul nu mai e, de mult nu mai e. S-a dus și el unde se duc toți cei care viețuiesc pe pământ. Glasul lui Shipot s-a stins, lăuta lui s-a spart și strunele s-au risipit. Numai legendele Bihariei pe totdeauna au rămas. Le duce vântul înserării printre brazi. Le ciripesc păsările prin copaci. Le poartă în inimi oamenii din munte.